profesor, o familie cu trei copii. Și m-am adus aminte că sora m-a trimis despre acel duc de neputință care ducea până la Leșin. M-am adus aminte că acea familie, sora respectivă de care spun, a avut un duh de frică. Nu putea noaptea să stea singură. Dacă vrea să coboare de la etaj la parter, trebuia să ia un copil de mână să meargă cu ea. Deci cum în seara, avea acest duh de sfia și era frică. Nu putea să umple singură. Și am fost chemat în acea casă, am dus acolo, și alții frați. Am făcut rugăciune pentru bolnavi, însă această soră n-a avut îndrăzneala să vină să plece înaintea Domnului. Și parcă văd pe soțul ei care a sărit și a spus, câtă vreme vrei să mai stai așa? Câtă vreme vrei să fii muncită de acest duh? Du-te înaintea Domnului. Și a venit și s-a plecat înaintea Domnului, ne-a rugat Domnului. Harul lui Dumnezeu a fost acolo peste noi. Și în ziua următoare, am venit la telefon și am spus, care este situația? A spus, de gând de mare, să vă să fie Domnul. De mulți ani, de multe vreme, n-am mai avut un somn așa de dulce, așa de bun. Dumnezeu s-a îndurat de el. Deci Dumnezeu lucrează nu numai în Fernesia, nu numai în Baia Mare, nu numai în România, Dumnezeu lucrează și în America. Lăudați să